treaba cu senzorul ăsta? De proximitate inductiv. Merge la vreo 5 mm. Așa. Are un fir negru care este ieșirea din el. Are un fir maro care intră plusul prin el și are un fir albastru prin care intră minusul permanent. Așa. Și când e fierul în dreptul lui, scoate plus prin firul negru. Și dintre firul negru se face cu o rezistență. Se duce cu o rezistență de 20 de kilo la firul de minus și o rezistență de la cei 20 de kilo către de 10 kilo către firul de maro, adică de ieșirea lui. Iar acolo unde se unește rezistența de 20 de kilo cu rezistența de 10 kg în aer, la jumătate, acolo se pleacă cu firul de, care duce în intrarea de la UNN. Chiar dacă se apară pe aparat în măsură 2,6V, 2,8V în consum, sunt de ajuns UNN-ului ca să polarizeze. Iar UNN-ul dă comandă la releul ăla și face ca să se învârtă banda. Face ca să învârtă roata respectivă, da? Aia e ideea cu senzorul ăsta. Scrie pe el ceva de genul. O să scriu eu în comentarii ce scriu.